domnilor, ne scuzați pentru ocazia de care dăm dovadă. Uitați-vă și dumneavoastră, Andreea a venit îmbrăcată de mărți. Poți să te ridici un pic așa, să leșine jumătate dintre bărbații, așa, da? Bine, la mulți ani. Mulțumesc. Cu drag. Andreea și Alin, pe Alin l-am convins cu greu să vină în această perioadă în care este puternic marcat de ceea ce se întâmplă în lume. Da, mi-e foarte greu. Văd foarte multe imagini cu copii aflați în suferință, iar eu având-o pe cea mică, realmente empatizez la modul fiziologic. Cred că fiecare dintre cei care ne te asociezi cu durerea lor și mai ales că știi cât de fragili sunt. Și urmărești terifiat ceea ce se întâmplă. Iar imagine cu copii care nu țin de propagandă, țin de realitate. De nefericire sunt victimele cele mai directe ale conflictului ăsta idiot. Sunt năucitoare. Da, doamnelor și domnilor, totuși suntem într-o zi de 1 martie. E un ciudat 1 martie, afară ninge, în lume e mov. Singurul cu pozitiv e că se pare că nimeni mai vorbește de COVID. Adică, COVID? Hai să vedem niște ținute în alb și roșu astăzi, doamnelor și domnilor. Nu în negru, cum au venit invitații mei. Aici cred că este Ana Morodan. M-am gândit eu să vin în galben și albastru, dar nu se leg de mine. Nu știu dacă ți-ar veni chiar bine, dar... Nu, chiar nu. Dar în interior suflet. Combinațiile în general cu roșu sunt foarte, pot fi de fapt foarte interesante dacă sunt accesorizate și combinate corespunzător. Nu e ușor să-ți formezi un look cu nuanțe de roșu, astfel încât să fii și corect din punct de vedere stilistic. Bine, uite, și la aia rujul roșu dă exact accentul la care trebuie. Cu armăr, care ai nevoie, cu, cu fetele îmbrăcate în negru și cu roșu, acolo da, suntem. Corect, da, corect. Deci, e ok, mie mi se pare ok. Mare, am văzut și din când în când în emisiunea ei, au găsit exact latura asta de spontaneitate oligofrenă fan și e foarte mișto. E în regulă. E clean, Ana, aici. Îmi plac foarte mult bijuteriile de pe mână, nu știu cât de bine se văd. Da, cu contrapunct legeră, cu bluza aia legeră. Da, și cismele... Cu mașina care arată, mă înțelegi, standardul ăsta, da, așa. Și smulițele roșii pare... Da, exista un vestit roman porno, singur roman porno pisica care... În cizme. Pisica în cizme. Care circula în vreo Ceaușesc, un semizdat, așa, era copiat. Da. Auzi, apropo, ai înțeles de ce cu... Și era cu cizme... Roșii. Știi de ce rușii sunt la Ananghe, nu? Pornhub a închis legătura către Rusia. Da, mergem mai departe, sunt distruși, sărași. Îți dai seama. Mergem mai departe, nici Ana Maria Cozan. Greu mai obțin acum. Exact. Au scos ăștia din magazine vodka rusească. Nu știu cum nici se poate trăi. Europenilor ăia din nord nu prea au bine din punctul ăsta de vedere. Ana, cum o vedem pe Ana Prodan? De asta. Andreea. Uite, și ea e tot în alb și roșu, că tot e mărțișoară. Mie mi se pare foarte ok. Iar mi se pare ok. E ok, doar că aș mai face ceva schimbări. Poate că aș renunța puțin la pălărie. Da, geanta aș păstra-o clar. Geanta e geanta ta, adică nu. Da, așa. Ia fără geanta, Andrei. Și avem aceeași poveste cu acel total look în care ea intervine cu acest baldesiu care se vede că e de calitate. Cu putrenciul alb, da. Eu am o rezervă la vest aia, dar mică rezervă. Dacă ar fi combinat și ceva Andreea. Black pe lângă, atunci ar fi fost într-o altă zonă. Ea aici poartă o ținută businesswoman strong, powerful, dar e noua ei direcție. Ceva, dacă vă uitați și voi, se observă că nu e tocmai perfect din cap până în picioare. Mie, surprinzător, mi se pare... Da, observați monograma cu stiletto, pe mobilă? Sunt foarte interesant. Da, un roșu că la Ralph Lauren vrea să fie. Nu, Ralph Lauren era reghe ca Florențiu. a decorat toată casa cu monograma. Și Laurențiu a plecat. Și a lăsat monograma. Serios, e de la Laurențiu? Da. Ghinion se cheamă asta, ghinion de neșat. Eu știu ce e. În fine, așadar ați înlăturat poate puțin pălăria și la vest ar fi de lucru. În principiu, dar să Ana e bine azi. Și cum stă ea așa cu ține gentuța? Ar fi mers cu ceva negru, cu așa totuși gentuța de la Hermesica, așa. Acum cu trei mai de noapte, așa. Ai văzut cum o ține așa? Ca la băutură, ca la șampanie. Zim dacă nu vrei să fii un șnur, Moris. Doi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 șnururi. Super sexy, Cristina. Mie mi se pare editorialistică chestiunea. Dovadă că s-au chinuit în Photoshop să-i scoată Sleepy după presiunea părerea mea e că avea Sleepy acolo, da. Se vede lucrătura pe posibila dungă, după părerea mea. E o poză extrem de frumoasă. Pare că... Dar nu poate să poarte oricine așa ceva. Pe de o parte, pe de altă parte, e foarte o mare osmoză cu canapeaua. Adică pare că a luat
culoarea. Mă rog, da. Pledul sau ce e ăsta. Din a ieșit Afrodita, așa, știi? A luat pledul de pe canapea și l-a prins în niște jurnulețe. Andreea. E clar că e o fotografie editorial sau de mood, așa, pentru social media, că mă îndoiesc că ar fi lăsat-o soțul să iasă așa din casă. Adică poate e așa greu... în casă. Merac. S-a dus până la toaletă. Cu ce te-ai îmbrăcat? Ce cu colegii tăi? Nu, da, zi-mi și mie, cum închizi tu toate jurnurile astea? Nu, probabil nu că eu cred că soluția e mai simplă. Are undeva un fermoar. Și eu cred. Fie pe spate, fie lateralul celălalt și automat mai există și foarfe că plus iarăși ca să menții distanța egală între fața și spatele rochiei. Și noi avem un model alin scos, dar cu zale și atunci nu e atât de ușor să poți să creezi și, o simetrie și perfectă. Și mă chinuia la și la sandale. Uite, deja un picior i-a căzut probabil e ceva de la sanda. Dacă nu mă înșel la sanda, nu se vede sandala, dar pare a fi. Soțul să se deschidă la sanda. A început să și ea a zis, deci e ok, vezi că dar... e și fotograful cu noi, știi? Noi da. Îl țin de obicei. Mai facem, și dacă se vede toată asta partea aceea martes. Care e la vedere este foarte lată, de aceea mă îndoiesc că ar fi o ținută de ieșit pe stradă. Da. Dacă e la mare Claudia undeva, Pavel zisă crim, cred că pe Instagram care niște ochi, de ai senzația că este în filme. Sunt în finala Eurovision împreună cu... Da? Cu Minodora, cu o piesă a lui Costi Ioniță și așa a apărut ea pe scenă. E un pic... bine, de exemplu, o ținută asemănătoare cu asta a fost lansată ieri la deschiderea Paris Fashion Week 2022-2023. Acum suntem în plină desfășurare. Tocmai am venit în momentul în care eu am plecat de acasă, s-a terminat show-ul Dior. Da? Interesant, dar mă rog, mă dezamăgește Dior cu nouă designer, dar nouă designer, cu designer actual. Dar exact o ținută asemănătoare a fost ieri la Off-White. Off-White fiind ultima colecție făcută de Virgil Abloh, da, cel care a murit care a decedat. Și care era extraordinar de vizionar. Era cam în familia asta, curajos amestecul de alb, bej cu alb aparent electric. Ce mi se pare însă de nenegociat este filtrul fotografiei. I-a făcut și buzele și ochii. Este prea marțian. I-a făcut ochii foarte mari. Capul n-are nicio legătură. Zici că e de tipul Soundgarden, Black Hole Sun, când aveau oamenii niște ochi așa. Sau cum sunt în anime-uri și pușile alea care au nostalgia coreană sau japoneză la imposibilitatea. Așa, mai departe. Rochia mi se pare ok, dar în rest observăm acolo un amalgam de accesorii inutile. Deci nu poți să-ți pui și florile acelea în cap cu toate brățele de pe mână și cu părul acela lăsat pe spate. Dacă și-ar fi întins părul cum ar fi trebuit, nu putem merge la o competiție cu un păr. Știi cu ce a încercat ea părul? Cu pliseurile alea romane din partea de sus a rochiei. Aha. Să le armonizez. Da, bun. Dar ce legătură are premiul ăla? A câștigat premiul, probabil. E vorba despre România mea, așa se numește piesa. Hai să mergem mai departe. A primit, cred, premiul, că a ajuns în finală. Și l-a pus în cap. Hai, mă, vă bate joc de fapt. Când ești la școală, nu primeai coroniță? Ba da, mă, dar încă n-au primit. Diana Gureșoaie, colecuță de Dubai, părerea mea. Bine, toată lumea are o boală cu Dubaiul ăla. Deci? Bine, ea își face autopromo. Mie mi se pare că este ceea ce se cheamă o listă de prețuri și anume cam asta avem noi la ofertă, cât e război, deci un pic mai jos din cel, probabil. Mi se pare vulgar poanta asta cu asimetria, cu un sutien la vedere, se face, dar sutienul trebuie să fie bustieră sau un sutien ornamental, nu un sutien care seamănă mai degrabă de plajă. Este ostentativ gratuit, așa, adică este ia-mă, știu că mă vrei. Da. Eu o știu pe Diana din oraș, a avut întotdeauna ținute interesante. Se îmbracă într-un anumit stil foarte bine calibrat pe ceea ce reprezintă ea, foarte multe fete o copie, arată bine, ea are așa și niște tatuaje foarte interesante, în schimb poate că într-adevăr aș merge și pe bustieră puțin mai plină în partea de sus, dar fata arată foarte bine. Mi se pare ostentativ gratuit. Mulțumim foarte mult, Andreea, mulțumim Alin. Și noi mulțumim. Și noi. O ediție scurtă, dar densă. Eu cred că ce mai important este să reînvățăm să fim fericiți. E un moment trebuie delicat. Trebuie să ne bucurăm și... de fiecare clipă. Vă promit că data viitoare dublăm timpul. Mulțumim. A fost o ediție specială de sărbători.